Covesi trage cutunul în sistemul medical, miturii descoperit de procurorii DNA. Procurorul EFAL DNA, Laura Codroa Covesi, susține că în sistemul medical legile sunt mult mai mari decât în alte domenii. Ei au fost identificați chiar manageri de spitale care luau mit de 1,2 milioane de euro. S-au identificat 5 domenii de corupție în sistemul de sănătate din România. Este vorba în primul rând despre achizițiile publice, despre spitale, farmacii, medici sau personal auxiliar. În domeniul sănătății se primesc mite mult mai mari, cu procente între 5 la 20 din valoarea facturilor. În domeniul sănătății procentul de mit este mult mai mare decât în alte domenii. Plata este făcută fie direct managerului, fie prin diverse servicii de consultant. S-a constatat, de asemenea, că am întâlnit cazuri în care un manager primea bani de la mai multe firme cu care spitalul avea contracte, beneficiind de un mandat lung în această funcție. Managerul de spital a primit în decursul timpului peste 1,2 milioane de euro mit. Ne-am întrebat noi ce anse reale de recuperare a prejudiciului mai există când fapta este sesizată după 6 ani de la comiterea faptei. Curtea de conturi a făcut verificări în 2016, la o fapt petrecut în 2010, iar la n-a venit sesizarea în 2017. De aceea trimiterea în judecată a avut loc în același an, arată Covesi. De asemenea, Covesi arată că un studiu realizat la nivel european a arătat că 68 dintre români percep corupția ca pe un fenomen care le afectează viața de zi cu zi, a afirmat, marci, procurorul subliniere EFAL DNA, Laura Codruca Covesi, la o dezbatere pe tema corupției din sistemul public de sănătate.